Așadar, după aceste condimente, să ne condimentăm și viața de la job. Așa, pentru că este nevoie să ne simțim bine, muncim tot anul, dar pe final de 2023 poate că ar fi cazul să organizăm o petrecere cu o tematică, de ce nu, o petrecere în pijamale, fie că mergem la un restaurant cu toți. Ați auzit de acele petreceri corporative? Cu siguranță, nu știu câți dintre dumneavoastră ați participat la ele, dar de ce sunt importante? Care sunt beneficiile organizării unor astfel de evenimente? O să aflăm în această dimineață detalii de la Doru Curoșu, care este și specialist în HR, dar și trainer. Bună dimineața și bine ai venit! Dimineața și sărbători frumoase! Mulțumim, mulțumim tare frumos! Bine, că eu am impresia că tu cu acest puloveraș din start te setezi pe unda frumosului. Eu sunt fan mare a sărbătorilor de iarnă. Bine ai venit în club! Așa, respectiv eu vreau să promovez. Foarte frumos! Bucuria ai, sărbătorilor! Ai promovat și cu un globuleț foarte delicios, de altfel. Dar pentru că sunt o zgârcită în această dimineață, nu mă împart cu nimeni, îl țin pentru nimeni. Așa, Doru, noi astăzi vrem să discutăm despre acele petreceri corporative, lumea așa le zice, nu știu cât este de corect, dar apropo, hai să ne spui și tu despre cât de bine e să utilizăm această noțiune. Bun, asta este termenul care îl folosim. Petreceri corporative, am văzut în România deja nu prea iubesc să folosească acest termen, sună un clișee cumva și atunci se dau o notă cumva englezească corporate party sau petrecere de revelion sau petrecere de încheiere de an. În Moldova se folosește petrecere corporativă. Și toată lumea e ok. Atâta timp cât e petrecere. Atâta timp cât plătește compania, treabă n-are. Dar nu peste tot plătește doar compania. Nu, exact. Sunt companii, sunt organizații în care angajații își organizează, ei își pun banul. Chiar recent vorbeam cu oameni că nu a achitat compania nimic, noi a achitat tot. Doar ne bucurăm că ai venit. Asta înseamnă că lumea are nevoie de astfel de petreceri. Da. Și de ce doar la sfârșit de an? Probabil o perioadă un pic mai lejeră, nu e atât de încărcat. Sunt cei care și-au făcut treaba la timp. N-ar fi de acord contabilii cu tine. Păi da, contabilii cei care fiind ultimii la petrecere. De fapt și acolo, da? Trezorăria cu ultimele acte pe 24 decembrie, da, cam și acolo e mai lejeră. Și la noi activitățile de petrecere au fost și în noiembrie și în decembrie, dar majoritatea sunt lăsate pentru ianuarie. Când e perioada mai mulță și-au concedii atunci. Ok. Și e o perioadă când, nu știu, tot stau în aer, că de-abia sărbătorile, ba se încep, la cineva s-a terminat. Și atunci hai să le facem toți în ianuarie. Prime două săptămâni, cam în fiecare zi. Ce se întâmplă de regulă la aceste petreceri corporative? Aici e ca și cu Las Vegas. Las Vegas, rămânem Las Vegas. Bun, fiecare companie o face în felul său. Cele pe care le organizăm noi nu sunt pe cele care își le imaginează fiecare. Nu sunt bețiile propriu-zise. Sunt petreceri corporative, cumva le combinăm cu activități de team building. Facem activitatea să fie super dinamică, cu provocări, dar că diferă de un team building, aici sunt premii. În dependență de bugetul companiei, compania vine cu anumite premii motivante. Am avut companii care am lucrat, care au dus bilete la avion, vacanțe pentru angajaților, care puteau să le câștige pe parcursul întregii petreceri. Foarte interesant. Participând la diferite activități, făcând provocări simple, gen să-ți faci o poză cu echipa, să le pui pe internet, să ții un toast la masă pentru colegi și bifând, nu știu, 10-20 de activități, puteai să participi la tombolă și câștigai un premiu mare. Wow! Pe lângă faptul că e super, mega, ultra, hiper distracție, că toată lumea uită de probleme, ar putea exista o argumentare logică despre necesitatea unor astfel de petreceri? La ce sunt bune? Cu siguranță. Uite, dacă parcursul anului tu ai cumva timpul ăsta să te distrezi cu colegii, oricum ești focusat partea de muncă. Da. Și asta se așteaptă de la tine. Iar finalul de an este un moment în care tu celebrezi, sărbătorești toate rezultatele acumulate prin parcursul unui an. Practic asta și parcursul de formare a unei echipe, da? Formare, storming, performing și la final vine partea de celebrare, sărbătorie rezultatelor. Și cumva vine ca un rezultat logic la final de an sau periodic, de două ori, de exemplu, pe an, sărbătorești rezultatele acumulate cu echipa ta, cumva e și atmosfera sărbătorilor, momentul în care toți petrec, se distrează împreună, fac schimb de memorie, lucrurile care s-au întâmplat pe parcursul unui an. Și atunci, da, aceste petreceri deja devin un lucru important și toți se așteaptă că ele să existe. Și, evident, dacă compania nu organizează, oamenii și organizează singur. Cât de important este să participe toată lumea? Eu cred că este extrem de important. Cunosc în companii care am luat anul acesta, în care angajații spuneau, păi de 10 ani mai vin. De 10 ani vin și crezi că s-a schimbat ceva? Și am zis, păi, ai un angajat nou în echipă, corect, atunci s-a schimbat ceva. Aha. Deja au fi altă atmosferă, alte activități, alt program. Tu ești altfel.
Și tu te schimbi în fiecare an. Garantat. Și ar fi păcat să ratezi, pentru că nici nu știi cum se întâmplă ceva deosebit care o să creeze amintiri plăcute pentru echipa ta pentru următorul an și tu o să fii detașat de toată asta. Pe lângă asta este un moment să-ți demonstrezi ție cât de apropiat ești de echipa ta, cât de bine te implici, cât atașat ești de compania în care lucrezi și dacă simți că parcă nu vrei, dar poate e o problemă acolo. Poate ar trebui să te gândești mai, exact, mai detaliat. Am întâlnit foarte mulți manageri care spun că nu merg intenționat la petrecerile astea corporative și argumentul este foarte simplu. Lasă-i să-și facă de cap, să nu fiu eu prezent. De cealaltă parte, sunt și foarte mulți manageri care își doresc să petreacă timp alături de angajații companiei, alături de cei care cumva au și dus la rezultatele frumoase ale companiei. Care, da, este abordarea în mai viziunea corectă? Viziunea mea, petrecerile date sau activitățile de celebrare a anului trebuie să fie împreună cu toți. Manager, director, toți. Toți au muncit în egală măsură și toți merită să fie prezenți acolo. În același timp, venind un director sau un manager de echipă, fiind prezent la eveniment, arată exemplu. Și eu sunt aici, eu știu și să lucrez și să mă distrez împreună cu voi. Și avem multe, nu le-am mai pus aici, dar avem multe exemple în care directorii se distrau mult mai energic decât toți angajați. Erau primii pe scenă. Pentru că și directorii au nevoie, exact, de timp liber și să se detașeze de toate problemele astea. Există oare niște reguli de respectat la astfel de petreceri? Bun, regulile sunt de bun simț, să nu exagereze în anumite lucruri. Așa, în nimic, în nimic, să nu exagerezi. Nici mâncat, nici consum de alcool, nici comportament. Așa. Dar cea mai importantă regulă este să simți bine. Deja echipa îți setează limitele, cât de bine trebuie să te simți. Atmosfera și toate lucrurile care se întâmplă acolo, uh-huh, te ghidează. Ce poți să faci, ce nu poți să faci. Dacă organizăm noi și sunt moderatorul, evident că eu țin mâna pe puls. Așa. Dacă te organizezi singur și tu îți faci singur petrecere, atunci tu decizi cum o să arăți petrecerea ta. Aha. În cazul nostru, noi suntem, ne asigurăm că nimeni nu ia petrece ca pe un exces de ceva. Și, dar nici nu prea au timp. Este un program super bine pus antrenați în... ei sunt permanent implicați în ceva. Hop, 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 te uiți că ora 11, hop, faci loteria, hop, faci premiile, ora 12, hop, dansurile, ora 3, acasă. Deja, acasă. N-ai mai reușit să-ți faci de cap în extremă. Dar uite, foarte interesant acest punct. Multă lume apelează după ajutor pentru, da, organizarea unor astfel de petreceri. E nevoie? Da. Sau știm noi mai bine cum ne organizăm? Da. Eu odată în viață am participat doar ca participant. Așa. Ca beneficiar al acestui și eram în echipa de organizare. Și a fost o bătaie enormă de cap și n-am simțit că savurez. Aha. Pentru că fiind pe loc din partea echipii de organizare, tu trebuie să te asiguri că ăla tot, cel se întâmplă, tot este pe loc, nu se întârzie mâncarea. Și atunci tu nu savurezi distracția. Și pe lângă asta ai nevoie de 2-3 săptămâni, poate chiar și o lună să pregătești acest eveniment și practic îți fură din timp tot de lucru. Pentru că asta nu este un task care ți-l pune în fișa de post. Cu siguranță. Este o muncă extra. În schimb, economisind din timp tău, de energia ta și investind în distracția pe care ai, angajezi o echipă specializată în domeniu, uh-huh, ei îți fac tot ce ai nevoie, iar tu doar vii și savurezi. Vii și te distrezi? Da. Și nu-ți dai seama că cât de frumos a trecut seara. Cine lângă cine ia loc la aceste petreceri corporative? Nu știu de ce se întâmplă, în majoritatea pozelor vezi că stă tot directorul lângă contabilul șef. Deci cumva bordul central stă acolo, alături, grămăjoară, și ceilalți stau în altă parte. Da, oamenii decid cum se așează. După prieteni, cunoscuți, echipă, chiar nu contează asta. Oricum, pe parcursul seratii, oamenii sunt amestecați. Du-te și fă-ți activitate cu cela, cu cela. Găsești un 3, 4, 5 colegi din alte departamente, povestești ceva cu ei, atunci și mobilizezi, lasă să interacționeze. Dar da, directorul și ea, aproape cei oameni care au lucrat tot anul cel mai mult, ca să mai facă ceva chestii de job în timp ce oamenii mai distrează. Și atunci provocarea celor care organizează, de-aia e și bine să ai un moderator, ca să-i mai scoale pe oameni, să-i mai detașezi, da, să-i mai detașezi la lucru. Mai lăsați lucru. Sunteți astăzi într-o... este despre astăzi o petrecere. Este despre distracție, aha, despre odihnă, despre reflecția asupra cât de fain a fost anul și cât de multe rezultate ați adunat. Și da, mai sunt companii în care lucrează soțul, soția, socru, soacra, cumnatul, nașul. Sunt afaceri de familie. Și atunci poți să așezi cum vrei, la masă, că tot familia rămâne. Bârfele sunt aceleași. Oricum, soacra e de vină, știi? Oricum, o să se găsească acolo un numitor comun. Bun, dar spune, de ce se întâmplă că după petrecerile astea corporative se mai întâmplă situații mai nașpa? Sunt. Cineva întrece măsura, cineva comentează în plus, cineva uită unde a dormit, de exemplu.
De ce după astfel de petreceri nimeni nu zice nimic de rău? Că dacă s-ar întâmpla asta într-o altfel de circumstanță, lumea ar comenta, lumea ar blama. După petrecerile astea, toată lumea e super ok și din contra. Uite, eroul serii de ieri. Îi se poate întâmpla oricum. Oricine poate să întreacă măsura sau să se simtă prea bine și să nu-și pună limite personale. Și atunci e ok atât timp cât este în siguranță și colegii îl ajută să treacă peste asta. A doua zi la o zeamă. Așa. Și să se asigure că toate năzbâtile care le-au făcut acolo nu ajung public undeva. Așa. Dar se întâmplă că după astfel de petreceri toți vorbesc cine cu cine a dansat, evident. Așa. Cine cu cine a mâncat împreună, au făcut poze mai mult împreună. Nu s-au văzut deloc la petreceri cine împreună, cine au dispărut. Unde au dispărut? Au apărut doar dimineața. Exact. Sunt și de astea istorie. Dar ele durează 2-3 zile și după care oamenii zic ce a fost fain, a rămas în urmă, în anul trecut, acum începem un nou an și hai să ne apucăm treabă. În forță! Apropo, cam cât timp ia o pregătire minuțioasă pentru o petrecere corporativă? Cam... depinde cât de... care este programul și cât de mulți oameni vor participa, dar poate fi și o lună pregătirea. Acum, depinde ce vor oamenii de la program. Dacă zic că, nu știu, vrem interpreții ăștia să vină să ne cânte. Așa. Vrem un spectacol, vrem colindători, vrem. Atunci ți-am mai mult timp să-i găsești, să-ți pregătești, să-ți rezervezi din timp. Dar dacă zic, Doru, ce organizezi tu asta? O să fie, poate fi 2-3 săptămâni și... Ai, da, oricum, 2-3 săptămâni nu este foaie verde. Trebuie să apuc programul cu ei, trebuie să te asiguri că sunt oameni, să ai spațiu, sală, amenajare, logistică, oricum durează. Și pe lângă asta, mai multe alte evenimente care trebuie să le faci. Și să sincronizezi agenda. E acolo o muncă titanică. Doar mă bucur tare mult că te-am văzut pe final de 2023. Exact. Sper să ne vedem în 2024. Dar mai des, mai mult. Îți mulțumesc pentru faptul că ești un ambasador al sărbătorilor de iarnă. Să o faci cu mândrie în continuare. Da. Și fie ca dragonul să-ți aducă multă pasiune, foc, așa cum și ești, de altfel. Mersi.